Bună, Cristina! Bună! Ne revedem! Da! Astăzi lucrăm pentru solicitanta noastră, care nu este cu noi, nu poate să participe, deoarece de acolo de unde locuiește nu este permis Skype-ul, nu? Tu știi mai bine. Da, da, este interzis. Da. Ok. Deci, punctul 1. Moartea tatălui, când avea 11 ani, s-a spânzurat, nu știm, eu și mama, cauza. Care este relația cu tatăl Emil, partea subliminală, dacă este nevoie să fac ceva să-l ajut și dacă este reîncarnat? 2. 2016, mi-a ars bucătăria de ziua mamei. 3. Frica de înălțime, apă, foc, de a fi înșelată. 4. Nu m-am căsătorit până acum. 5. Care este relația cu Sultan? Viața karmică, vieți anterioare. Atât am eu, Sultan, Cristina, este prietenul, cine este? Da, 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 este partenerul ei. Da. 6. Care este relația cu mama? 7. Care este relația cu unchiul, fratele tatălui, Nicolae, decedat de asemenea? 8. Curățarea casei în București. 9. Eu, Gabriela, așa scrie. Da. Vrea curățare, are dureri de oase, curățarea casei din Emirate, unde stă, în Emirate? Da, da. Așa. Misiunea mea în această viață. Și 10 probleme financiare, deci curățarea, nu? Conectarea cu canalul. Da, da, abundență, benefică, da. 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 Gata. Foarte simple, subcinte, da? Da. Vedem. Începem inducția? Da. De la 5? Da. 5. 4. 3. 2. 1. Acum voi număra de la 1 la 3 și tu te vei conecta cu partea subliminală a solicitantei noastre. 1, 2, 3. Da, o am cu mine, într-o scenă, da. Așa, o identific, citesc informația energetică, ea este. Da. Să o întrebăm dacă dorește să lucrăm cu ea și pentru ea. Da. Spune că da. Ok. Acum, Cristina, descrie scena. Suntem într-un iatac, să spun. Da. Deci suntem în lumea asta, unde este ea actualmente. Da. Suntem în anul 1625. Da. Este o tânără soție, este una din cele patru soții. Uh-huh. A lui Sarbeh. Da. Așa, este vizir pe o regiune. Da. Deci responsabil, are o funcție destul de mare. Și este subordonatul lui Sheikh bin Abad. Ea a dat naștere unui prunc de sex bărbătesc. Este al treilea moștenitor. Deci mai sunt deja încă doi copii de sex bărbătesc la posibili descendenți, știi? În funcție, cum ar veni acolo. Da. Și este îngrijorată pentru sănătatea micuțului. Da. Micuțul s-a născut cu icter, este foarte galben. Da. Lângă ea, acolo în sarai, practic, este da. o cameră a unui harem este, da. Da. Așa, lângă ea se află o bătrână. Sunt îmbrăcate, au îmbrăcămintea
specifică acelui timp, acelei zone, au văl subțiri aici pe ochi numai pentru că se află înăuntru, deci n-au ieșit afară, sunt foarte valoros. Acea bătrână face niște manevre, deci a scos micuțul care are o lună și o săptămână, 5 săptămâni are. L-a scos dintr-o baie în care sunt niște substanțe. Una este de predominant galbenă. Așa. Și a lăsat parcă pete și mai mari acolo unde a atins pielea bebelușului. Și acum îl șterg și se pregătea să-l curețe, să-l înfășeze. Micuțul are, din punct de vedere ezoteric, este gătuit de o entitate care are într-adevăr o lumină galbenă, cum are și el în corpul fizic. Entitatea este legată și de mamă. Este un egregor numai pe partea din harem, deci se văd tot felul de entități acolo, știi, la diferite iatacuri conectate. Per total, pe această clădire, unde este haremul în sine, este un gen de pălărie, să spunem, zuguiată, ca o pagodă, așa, și în mijlocul pagodei curge energie în sus. De diferite nuanțe sunt mai fluxul mai viu, mai lent, mai în orice caz este activitate mare în acest tub energetic, să spunem. Mai văd o altă secțiune. Este un palat aici, da, cu o curte interioară, cu un patiu de la interior, de pe partea cealaltă, unde sunt dormitoarele celorlalți lucrători în această curte, cum ar veni, și dormitorul vizirului în sine. Așa, deci este o altă ramură a acestui egregor. Ele se unesc în mijloc, din partea din spate, unde este un gen de pază, armată, gărzile de corp, așa, deci pornește o altă energie, iarăși un flux de energie. Toate aceste trei se unesc deasupra, cam la 10 metri de clădirile propriu-zise, și intră într-un portal ovoid de culoare cenușie. Acolo stă o entitate care, la rândul ei, această entitate parcă împletește, transformă și converge aceste energii, parcă separându-le pe benzi de culoare. Deci desface ca într-un evantai. Acele raze iarăși urcă mai sus într-un portal foarte larg deschis, ca o lume concavă este acel portal, cel de sus de sus. Bun, ne întoarcem la, după ce am studiat egregorul, ne întoarcem la partea subliminală a solicitantei noastre. Mă întreb dacă se recunoaște în acea scenă. Spune că da. Dacă mai recunoaște în această scenă pe care am parcurs-o cu rapiditate pe cineva din viața ei actuală, îmi spune că îl recunoaște pe vizir, că este actualul ei partener. Și zic, deci este o întoarcere karmatică la o viață din lumea aceasta. Zic, deși actualmente tu cu corpul tău fizic ești emigrantă din țara noastră într-o altă țară, zic că așa zisul destin te-a întors la o lume în care am mai trăit. Zic, mai ții minte să mai fi avut vieți în acest context și să știi, se gândește, se scarpină un pic în barbă
și spune odată la 7 vieți am fost în lumele astea. Și zic, spune-mi, te rog, dacă tot am ajuns aici, dacă tu cunoști ceva în legătură cu fenomenul ăsta al emigrării masive, ce se întâmplă, zic, de pe tot globul, ce se întâmplă, de ce se transmută populația? Și îmi spune, din câte știu eu, conștiințele se trezesc și pentru a le rupe cumva, a le muta, știi, în alt teritoriu. Teritoriu, da? Ei sunt determinați să emigreze exact în locurile unde în alte vieți au trăit vieți grele, da? Cu energie joase, vieți de suferință, spre a-i putea reconecta și a putea încetini procesul conștientizării. Uite o informație valoroasă. Mulțumim părții subliminale. O să o verificăm, bineînțeles, pentru că este încă este interferată și deocamdată este un punct de plecare. Bun. Și întreb de ce ai dorit să-mi arăți această viață? Ce impact a avut această viață asupra ta ca și conștiință de mai dus în această viață? Spune, într această viață am trecut și lucruri frumoase. A fost o legătură de iubire mare între mine și soțul meu din acea viață. Dar am trecut și prin lucruri cumplite. Cum ar fi faptul că băiețelul nostru din acea viață până la urmă s-a îmbolnăvit grav la 3 ani și a decedat. Eu am mai născut încă 2 fete. Nu am mai putut da naștere unui prunc de sex bărbătesc și atunci soțul meu din acea viață m-a renegat și și-a luat o tânără soție nouă. Spuneam, suferit cumplit, am plâns, mi-arată scene în care ea era târâtă de gărze pe culoar la ușa lui, știi, la ușile lui acolo și îl implora să o ia înapoi, să o ierte, să mai încerce, să mai procreeze cu ea și până la urmă s-a sinucis. Plecând, știi, cum s-a sinucis, trebuie să descriem și cum s-a sinucis. Da. Pentru că are mare importanță, da? Da. Deci, și avea foarte multe bijuterii de la el, da? Da. Bijuteriile când a renegat nu i le-a luat. Ea și-a împletit cum a putut din toate acele lanțuri, știi, acele coliere pe care le-a dăruit. El le-a împletit și apoi le-a cusut cumva cu bucăți din acoperământul ei, da. Pentru că ea era declarat aproape nebună din cauza suferinței. Da. Suferea foarte mult din dragoste, avea ochii goi de acum și nu mai păsa cum arată, cum mănâncă, nu se mai îngrija și îi se puseseră obiectele ei dragi atât acolo, știi? Da. Și câteva haine, îi fuseseră luate, încercase să-și taie venele, nu avea obiecte ascuțite acolo, în fine. Face un gen de colier gros din toate lanțurile acelea, sudate, știi, cu bucăți din acoperământul ei de cap și la intrarea în iatacul unde fusese mutată, este un gen de clește deasupra ușii, știi, unde vin două chestii ca de siguranță, două bare da. De lemn, care se închid pe dinăuntru și izolează să nu se poată intra cu forța și iar noaptea când toți dorm între 3 și 4 dimineața, când și străjile de interioare de la ușă dorm, merge și se atârnă și se spânzură de acel cârlig. Spânzurându-se, sufletul îi iese prin chakra a doua,
Da. Îi se scurge, deci se deschide ca o fantă în corpul ei eteric. Era încărcat, oricum corpul greu e căzut, încărcat de durere. Se scurge ca o fantă, așa ca un rulou, știi, printr-o fantă, scuze. Și intră între două câmpuri energetice. Între aceste două câmpuri energetice așteaptă o entitate cântătoare. Așa, dar nu este un hator, cum am putea, Da. așa am avut și eu impresia, ci este unul din acei djinn. Și acum când ne-am conectat cu partea subliminală, înainte de a-mi arăta această scenă, am vizualizat-o într-un cort din energii, iar din chakra corona i-a sărit o entitate de asta în sus, știi? A fugit, știi? Da. Și am mers într-un portal. Deci am revăzut-o și actualmente este cu acest gen. Da. Bun. Apoi în viața următoare, el a posedat-o, a posedat-o vieți în șir, în Cine? 12, Genul ăsta? da, Da. se nășteau, deci îi folosea corpul fizic ca un vehicul. Da. Ajunsese să se strâmteze corpul fizic, știi, din cauza prezenței lui, că era expandat peste tot. Așa, și după 12 vieți a lăsat-o ca să-și refacă energiile. Așa, asta a fost în urmă cu 3 vieți actualmente de viața asta. Și acum a considerat că poate să, el n-a fost niciodată totalmente dezlegat de ea, Da. chiar și în momentele, deci a avut 3 vieți cu conexiuni creștine, da? Da. Nu a lăsat-o, deci nici când era cu conexiunile creștine. Într-un fel sau altul, dacă nu era conectat direct cu ea, era conectat cu cei apropiații. Da, bun. Acum aș vrea să spun de o conexiune pe care am văzut-o. Da. Deci, tatăl, ca și partea subliminală, da, i-a fost proiectate tatălui imagini din viața ei când s-a spânzurat, știi? Da. Așa, până de aceeași entitate. Deci este o entitate care are legături karmatice cu această Da. familie, implicit și cu tatăl ei. I-au fost arătate memoriile ei ca și cum ar fi fost ale lui. Și s-a comunicat într-una că el trebuie de 6 ori să facă acest lucru, știi? Și că l-a făcut abia o dată și asta ar fi fost a doua oară. Întotdeauna, deci îi veneau mesajele subliminale. Îi spunea o voce, știi, tot timpul să se sinucidă, Da. să se sinucidă și până la urmă a făcut-o. Actualmente pe tată îl găsim ca esență, deci a târnat de ea, cumva din partea dreaptă, din spate, știi, are o conexiune, deci o parazitează Da. energetic. Așa. Jinul are legătură și la mama, bineînțeles. Trebuia să nască un copil, a fost determinată să nu îl nască. Bineînțeles că parazitează, cum să spun, din punct de vedere social, nu o lasă să-și îndeplinească așa zisa misiune, știi? Da. Deci, nu. Singurul lucru care i s-a permis să spunem în viața asta este să trăiască în două legături, să spunem, cu intensitate maximă. Una dinainte care a avut-o cu o persoană care este din aceeași țară, deci așa, și cea de-a doua cu partenerul ei actual. Cam asta este situația. Situația. Cristina, deci ca și interferențe, ce avem? Acest jin? Da. Avem deci djinul
face războaie cu un fedele. Fedeleul, deci, nu este, cum s-ar zice, montat pe ea, este într-un plan în spate, știi? Ea a fost, mă auzi? Da. Ea a fost dăruit karmatic în viața asta, fedeleul. Dar vezi tu, deci, jinul parazitându-o și născându-se odată cu ea, nu a permis să se apropie, deci numai în momentele când, chiar dacă a fost botezată religioasă, asta, el era acolo prezent. Da. Și a contrabalansat energiile, știi, creștine. Da. Aici sunt conflicte de teritoriu și de interes între reprezentanții diverselor religii. Iar toate aceste conflicte de interese, dacă nu pot lovi, știi, în partea subliminală în direct, pentru că este una puternică, deci vor lovi în ceea ce se află în prejurul ei. Drept rezultat a fost acea karmă urâtă a tatălui de când Da. era mic, pentru că este un veșnic război între ele. Da. Aceeași conexiune are și mama, știi, cu fedeleul și cu Da. așa, și fratele tatălui, iarăși tatăl a avut-o, Da. înțelegi? Chiar și pe viața asta actuală, care încarnarea care este prinsă Gabriela. Da. Și deci lovește în ceea ce se întâmplă în jur. În primul rând, în jurul ființei ei energetice, scuze, spun asta și Da. gata. În jurul ființei ei energetice, deci este țesută o rețea de frică, o rețea ca o plasă cu ochiuri destul de mari, în jur de 2 cm sunt ochiurile, să spunem, aproximativ exact acel con de care am amintit, prin care a țâșnit jinul în sus. A fost primul flash când mi-a spus să mă conectez cu partea subliminală, apoi a apărut imaginea cealaltă din serai, da? Da. Așa? Deci este alcătuită din frici. Sunt niște frici atât de intense și atât de reci, încât în sine par a fi a doua piele, sunt atât de fixate pe ființa energetică, înțelegi? Și ei tot timpul li se transmit diverse prin această rețea. Deci degeaba ea se simte bine dacă în acele ochiuri de frică ea primește prin empatie, știi, simțămintele celorlalți. Da. Foarte rar, deci datorită unei vibrații destul de mari, deci un efort vibrațional, un salt vibrațional din partea ei, ca ființă, deci se întâmplă să se detașeze câte puțin pentru un scurt timp și să împingă această rețea mai departe, de partea energetică. Ca apoi, știi, prin conexiuni să revină iarăși. Alte conexiuni, alte implanturi mari nu sunt, pentru că această rețea este suficientă ca să sufoce, iar aceste două entități sunt destul de mari în grad, destul de puternice și deja împart teritoriul Da. acestei ființe. Cristina, cine e șeful cinului? Că ăsta e mai vechi, înțeleg, și mai mare. Deci o ființă aflată într-un portal scoate nasul, scoate capul, are trăsături arabe, bineînțeles, are și un turban și se numește Macab, așa îmi spune, dar și el este șeful, se prezintă, ar fi șeful, dar nu este el, cum să spun, șeful general al proiectului. Da. Deci el este un supraveghetor de rețea, să spunem, Da. a unei părți. Da. Da? Atât. Și mai departe, poți să vezi cine e șeful? Este iarăși un cap mare arab, petrificat așa oarecum, și se cheamă Al-Allah, dar are câte un an plus la cunoscutul Allah. Înțelegi? Da. Dar așa cântă el. A, așa cântă, e un cântă, da. Tot un cântător. Da, deci cum să spun, nu, că față de limbajul nostru obișnuit, Da.
Așa, deci lungește cumva cuvintele. Da. Și entitatea la care ajunge toate aceste energii, la acele egregori, El este. Deci, ăsta, entitatea Alalaș ăsta, macabră prelucrează energiile, înțelegi? da, e primul ochi. Este ca și cum i-ar găti masa. Da. Deci, sunt milioane de acest gen de egregori Da. în părțile acelea, Da. înțelegi? Vreau să spun că, uite, am mai vrut să spun eu și nu știu ce m-a oprit la alte sesiuni, că și eu studiam, știi, am văzut oprindu-se în stradă exact un băiețaș în jur de 20 de ani, știi, cu telefonul în mână când a început să țipe acel muezin, deci s-a pus în stradă la pământ. Deci în momentul acestei slujbe, știi, dimineața, seara și în timpul zilei când ei se trântesc la pământ și ascultă strigătul Da. muezinului, îndemnarea spre rugăciune, știi, atunci este maximul de energie. Se formează ca o rețea foarte groasă cu raze, deci efectiv ca la stele. Și deci este o stea, cum să spun, groasă, ca densitate și are discuri rotitoare, care Da. tot așa pare a fi un dispozitiv Da. de preluat separat și împletit energie, nu știu cum să explic. Deci o mașinărie Da, eterică. da, Așa, și după aceea ce pleacă de aici, de la prelucrare, ajunge la Alalah, entitatea da. asta? Da, la Allah, așa îi spunem, el este Allah, dar îl Da. spunem Allah pentru că el așa s-a recomandat. Am înțeles. Da. Cristina, Este negru așa la față, da? da. Deci este negru și are ochii foarte ascuțiți ca o reptilă. Înțelegi? Deci este, Vertical. da, niște ochi ascuțiți așa. Ah. Deci ceva între ochii de arab și ceva între ochii de chinez, cam așa arată. Ah, aha. Da. Și el ca cum arată ăsta? Alah, ce e reptilă, ce este? Ce specie astral? Nu, nu este nici reptilă, nu este nici mantidă, nu este, n-are nici ADN-ul. N-are ADN? Nu, n-are nici partea sufletească, are numai spirit, este ca un jin, ca ăștia de Ca aici. un fum. Dar este ca un fum negru, format dintr-un sistem de conuri cu vârful concentric. Așa arată de fapt pe dinăuntru. Pe din afară are o hologramă Da. și ea. Deci între este un avatar. Da. Un avatar în care intră să fie perceput, văzut. Și cum îi arată avatar? Ca un șeic din țările arabe. Ah, arată Exact. ca un șeic. Da, deci are o barbă oarecum zburlită, știi, mare aici, Da. mare. Așa este foarte neagră la culoare. Ți-am spus, pielea este foarte închisă, este măslinie. Ochii sunt așa cum am spus, Da. buzele sunt pline, dar sunt Da. maronii, nu sunt roșii ca ale europenilor. Da. Maronii vineți așa la culoare. Și ce are și turban, stă și în poziția cea lor, stă iarăși în sistem concentric de nori, sistem concentric piramidal de nori, totul este energie și parcă de jur împrejur, cum ar fi floricelele pe un câmp, deci are agățate foarte multe părți subliminale. În aceste scuze, între Da. aceste părți subliminale care stau ca niște biluțe, văd ca niște ciocuri, cum ar fi ciocurile de la păsărele când le Da. hrănesc părinții, știi? Da. Și am întrebat că ce sunt astea, ca niște guri de fluiere, îmi vine să Da. le spun.
Și el spune, astea sunt cei care sunt neoameni și trebuie hrăniți de la oameni. Ah, super. Deci are și el pe aia lui care trebuie să hrănească de la oameni, da? Cu ce culeg? Are foarte mulți și subalterni, spune. Da. Are 11 miliarde și de subalterni și are armata lui din cer nevăzută care coboară și trăiește printre ceilalți pe pământ, căci câte părți subliminale suportă locurile acelea pustiite, adică locurile din Emirate. Înțelegi? Pentru că este greu ca om să suporți cu toate ale tale, adică și cu partea sufletească. Și sunt acei executanți a lui și sunt foarte mulți, adică oameni fără suflet are foarte mulți la Da. dispoziție. Adică clone? Ce sunt astea? Sunt și clone, dar sunt și Sunt și oameni fără suflet. oameni fără suflet pur și simplu, creații, care nu au beneficiat, să spunem, niciodată de a fi suflete. Deci ei s-au născut, înțelegi, și mor. Pur și simplu, oameni zombi. Oameni zombi. Da. Cristina, partea noastră subliminală, ce zice de descrierea asta? Ce vede? Ce a văzut? Știa cum stă situația? Nu știa numai de chestia cu, cum să spun, întorsul în vieți, cum ai explicat. Că oamenii la un moment dat sunt întorși în viețile în care, în locurile în care au trăit vieți. Și zic bine, bine, dar sunt zeci de sute, poate sute de mii de familii care trăiesc într-un loc de generații și n-au plecat niciodată. Și spune că acei oameni sunt coloniali. Știi ce înseamnă colonial? Adică fiecare al treilea membru de la familia aceea este om artificial, nu este om cu suflet. Ai înțeles? Pentru că, în genere, măcar o dată în viață, restul vor să se plimbe, măcar într-o Da. excursie. Da, sufletul nu vrea să repete aceleași Da. experiențe, da? Da. Și de-aia schimbă locurile. Da. Tot timpul, dacă tot vine, preferă alte locuri, da? Să cunoască. Da. Da. Și noi, ca oameni, ne plimbăm, nu? Călătorim ca să cunoaștem Terra, care avem posibilitatea, nu? Cunoaștem din terra ceea ce vor să ne Ceea arate. ce vor, exact. Dar noi zicem că vrem să vedem frumuseți, mergem în concediu, nu? Acolo și acolo. Da. Ok. Atât. Mă aștept. Atât. Păi, Cristina, aș vrea să canalizăm pe Alalah. Vrea să vorbească cu noi? Și dacă tu ești de acord, bineînțeles. Da, asta să-mi fac fac un cilindru din energie groasă și acolo îl pun și la cilindru îi pun țepi de jur împrejur ca niște ținte și dacă nu acționează cum trebuie, țintele le intră înăuntru și sunt pline de iubire. Asta vreau să spun, da. Da. Ok, număr de la 1 la 3, la 3 al meu, te conectezi la Alala. 1, 2, 3. Alah, Alala. Ești mandande. Ce vorbești acolo? Ce spui? Că eu nu înțeleg limba ta. Vorbește pe limba mea. Alalah. Să nu mai spui alalah. Dar cum să spun? Alah. Domnul Alah, e bine? Nu sunt un domn, sunt domnul tuturor domnilor. Așa, deși eu spun domnul. Domnul Alah. Deci, ce faci tu aici cu partea noastră subliminală? De ce am ajuns la tine? Bagă în program. În ce program?
În programul din care a ieșit înainte de a trebui. Păi de ce ai ieșit? A ieșit că s-au băgat alții. A, deci ai și domni ca tine care nu sunt de acord cu programele tale, adică pe acolo duceți războaie? Întotdeauna au fost războaie. Da. Și Dar or să care? mai fie. Da? Care e motivul pentru care vă războiți atâta? Voi. Noi, da? Părțile subliminale. Adică, da, ceea ce aveți voi în voi, da. Dar de ce? Ce vreți voi cu părțile? De ce ne vreți părțile subliminale? În primul rând, ca să putem sta pe Terra, Da? Păi trebuie cum să... stați pe Terra? Că voi nu stați, tu ești pe Terra acum? Nu chiar, dar pe aproape, pe lângă. Vreau să spun că am și momente când sunt pe Terra. Da? Ai un corp pe Terra? Da, am un vehicul, să spunem. Un vehicul? Da. Și când, în ce momente, de exemplu, ești vii pe Terra? Când sunt sărbători mari de ale religiei? Când sunt sfaturile mari și decizii importante de luat. Referitor la cei pe care îi aveți voi în program, sau cum? Da. Păi și cine sunt sfătuitorii cu care tu te sfătuiești pe Terra, dintre oameni? Vrei să ții în șir acum? Da, poți să-mi spui câțiva sau dacă nu, să-mi spui ce funcții au pe Terra. Sunt regi și prinți din lumea arabă. Da? Și cu ei Sunt te sfătuiești tu? oameni care ascultă, sunt oameni pioși care cred și țin religia lor Da. și prin foc și sabie o țin pe teritoriul lor. Sunt părți subliminale care colaborează cu succes la îndeplinirea planului nostru, spre deosebire de lumea voastră creștină, în care numai că nu dați în cap la cel care este deasupra voastră. Deci la tine ai tăi părțile subliminale care le-ai prins în program și cei de care te servești, acești slujitori ai tăi, ei te ascultă. La tine e ascultare absolută. Absolut. În construcția ta, da? În religia Da. ta, care ai Da. construit. Auzi, dar cum ai reușit? Cum ai reușit să-i faci să asculte așa de bine? Prin programe. Prin programe, Da. adică cum? Prin programe de teroare, da? Prin legile de teroare pe care le-ai impus aici pe Terra, în acele populații, teritorii. Au rezultat. Au rezultat, da. Dar cine era... Nu știu de ce. Deci, din câte citesc, ai corp fizic de femeie, da? Da. Pentru noi femeile sunt furnici, nu vreau să mai discut cu tine. Păi, Acum am citit da. Că ești într-o femeie. Da, sunt La într-o noi femeie. femei, în proiectul meu, femeile nu au un cuvânt de spus. Păi nu au un cuvânt de spus, dar ele sunt un instrument principal în proliferarea vieții în teritoriile voastre, da? Și asta este un program. Se naște unde trebuie să se nască și cât trebuie să se nască, să nu știi. Să nu crezi că este ceva întâmplător. Nu este întâmplător, dar dacă n-ar fi femeia, n-ar naște prunci și s-ar dezvolta acești luptători, ce ai tu acolo, în teritoriile alea. Am impresia că luptătorii sunt născuți din femeie. Nu, cred, dar mă rog, am din zis. Femeie. Din femeie se nasc cămilarii aia care duc o viață de... Păi și ce? Și ei au rostul lor acolo, viața lor. Nu? Da, susțin construcția la bază, drept fundament, să spunem. Ok, care e scopul programului tău pe Terra cu aceste părți subliminale? Adică scopul organizării acestei vieți pe Terra în acele teritorii? Proiectul este unul din subproiectele altuia mai mare.
Deci recunoști că nu ești domnul domnilor. Sunt domnul local și este suficient. Am înțeles. Spune numele meu și seminții și locuri întregi se vor pleca la pământ. Dar nu ești domnul domnilor, așa cum te-ai prezentat. Are lângă el de asta. Când nu o să-l mai aibă lângă el, o să merg în locul lui. În locul șeful tău? Absolut. Păi cum, așa vă funcționați voi? Așteptați la cotitură șeful și să-i tăiați capul și după aia îi luați locul? Aha, ce simplu ar fi să-i tai capul. Dar nu poți. Îi tai un cap și apar alte 200. Auzi, dar cum se numește șeful tău? Ăsta, mai sus de tine. Satan. Oh, nu. Păi și pe tine Satan te-a creat? Da. Da? Nu el singur. A avut și o sataniță? Nu sunt fiul lui, sunt creația lui. Da. Și cu ajutorul cui te-a creat? Cu ajutorul regilor timpului. Ăștia ce erau? Mai precis. Ca și specia astrală, regii ăștia ai timpului ce erau? Arhonții. Oricum, ok. Și pe tine, câți fii din ăștia sunteți creați de el? Ca mine unul. Ca tine mai e unul singur? Ca mine numai eu. Numai tu ca tine, dar n-ai și frați? Nu. Nu? Deci tu ești singur. Da. Am înțeles. Și tu ce trebuie să faci pentru creatorul tău? Care e rostul tău? Să exist și să supun prin teroare. Atât. Părți subliminale? Da, cât mai multe. Și de ce nu și acei oameni goi sunt foarte necesari. Și deci părțile subliminale, ce faceți cu ele după ce le prindeți? Și sunt reciclate. De ce? Sunt reciclate acolo în turbina aia. Da. De ce le reciclați? Ca să scadă. Să le scadă vibrația, da? Da. Și apoi ce faceți cu el? Le legăm de o piatră. Așa. Și mai departe? Stau legate de o piatră? Ce faceți? Vă uitați la niște părți subliminale legate de o piatră? Când am spus că le legăm de o piatră, nu m-am referit că e o ață și lege un om de piatră. Piatra este interferența. Așa. Le legați și ce faceți mai departe cu ele? Le folosiți în ce scop? Depinde de caz. Așa. Câteodată sunt necesari sus. Da. Câteodată sunt necesari jos. Câteodată sunt necesari la mijloc. Ok. Ce-i necesar? Acum vin peste voi acolo ai mei. Da. Aia de jos sau care vin? Da. Aia de jos, acum vin, invadează Europa, da? Îi amestecăm ca să nu înțelegeți cei vii cu cei de sus și cu cei de jos. Așa. Și vin în Europa cu ce scop? Vreau să-mi extind teritoriul. Extinde-te. Asta și fac, nu vedeți, n-ați văzut. Prin Europa să-ți extinzi teritoriul, da? Păi de ce ai nevoie să extinzi teritoriul? Să corupi și părțile subliminale amestecându-le, hibridându-le, amestecând familiile, da? Să corupeți părții subliminale care nu le-ați avut până acum?
Da, pentru că el e slăbit și pierde tot mai mult și o să strice proiectul cu totul. Și El cam cine? cel al vostru de acolo. Ăsta e dușmanul tău? Dușman nu e. Pentru că noi la nivelul ăsta de aici jucăm cărțile împreună. Deci faceți, jucați părțile subliminale la cărți, da? Ha, e o distracție și asta. Dar vezi tu că în ultimul timp s-ar putea să nu mai aveți așa plăcut să fie jocul ăsta la cărți, pentru că foarte multe părți subliminale au început să cam înțeleagă ce se întâmplă. De la voi, de acolo. Da, de la noi de acolo, dar uite că și ăștia ai tăi care te-ai trimis în Europa, încep și ei să înțeleagă, nu? Că mai aud pe unul, pe altul. Azi e treaba. Ei când ajung acolo, sunt așa închiși. Au ochii și gura închise. Și urechile le sunt înfundate. Ei nu vin să învețe ei lumea voastră, ci vin să vă învețe pe voi lumea noastră. Și câți dintre noi vin să învețe lumea voastră? Pentru că noi nu putem trăi în lumea aia. Noi avem altă cultură, alte culturi. Cultura occidentală e. O să vină ziua când o să umblați cu feregele pe stradă. Eu nu cred că o să vină ziua. Te-ai gândit vreodată de ce femeile din cultura mea sunt învelite? Nu m-am gândit. De ce? Pentru că n-am studiat cultura ta. Și ale voastre sunt în fundul gol? Da, Unde nu am v-ați... studiat cultura ta pentru că oricum nu prea pot să mă uit, nu rezonez, nu-mi place nici cum sunt, cum se îmbracă, nici cum gândesc, nici ce fac. Da? De ce sunt învelite și ale noastre în fundul gol? Ține departe de mantidă. A, ai văzut? De ce, dacă sunt învelite, nu vine mantida? Ea nu. În momentul când femeia se dezgolește, mantida este și așteaptă să se conecteze. Și da, cea care e învelită, ale voastre, de ce nu vine mantida? Nu-i plac înveșmintele alea sau ce nu-i plac la mantida? Pentru femeile de aici, sexul este o obligație. Da. Nu este o plăcere ca la voi acolo. Am înțeles. Și mantida ce vrea? Energii Mai. din... De care energii vrea mantida? De dacă nu-i plac astea de obligații. Mai multe sunt acolo. Acolo sunt egregorii. La Și mantide. al meu vin și distrug egregorii lor. Dar vezi tu că nici la mantide nu le place, nu le plac energiile de sex obligat. Vezi? Nici măcar mantidele nu vor energiile astea. Ți se pare corect? Arată și mie un lucru corect în lumea asta. Păi, părțile subliminale încearcă cât de cât să facă un lucru corect, în sensul că să-și ducă viața în mod liber, să atât cât pot, cel puțin cele care se trezesc, da, și să învețe și pe cei apropiați lor. Părțile subliminale este ca și cum ai zgâria cu unghia un pic și vezi lumină și cerul în rest este întunecat. Asta fac părțile subliminale. Adică Atâta. zgârie un pic pe acolo, vă deranjează un pic cu zgârietul, nu? Poate cine știe, după aceea, în timp mai încolo, o să reușească să vă și rupă cerul ăla negru, închis. Ce zici? Zic că am obosit și să mă lași în pace. Da, ai obosit? Nu-ți place acolo, în Da. tubul ăla cu iubire? Nu mă Nu? ating de el. Nu te atingi? Te-ai făcut subțire, fusiform? Da, sunt ca o funie dacă te interesează. Am Ca înțeles. acei șarpe care îi vedeți voi Da. și scoateți afară într-una. Așa. Uite, așa ești și tu acum, da?
Da. Las și pe Cristina să vorbească. Da? Deci ieși afară. La trei al meu, ieși plecat. Unu, doi, trei! Cristina? Da. Ți-a dat disconfort ăsta? Da, era greu, așa, Era greu. greoi. Că zicea că Greu. gata, a obosit, n-a mai vrut să stea, l-a lăsat să plece. Greu e ca energie. Greu e ca energie era. Da. Deci era, cum să spun, răspundea puturos. Da, răspundea puturos, să știi. Era lene să și vorbească la asta, Cristina. Da, păi asta e lumea aia, Da. știi, statică, unde Da. totul le vine la nas. Da, fac femeile, ai văzut cum a Da. zis, fac ele toate, inclusiv sex obligatoriu. Da. Ok, Cristina, hai să vedem cum mergem mai departe, hai să scăpăm de conexiunile astea, de contractele astea. Să ceară partea subliminală, contractul, nu? Cu Da, fiecare în parte, da, să spunem, nu? da. Am nevoie să revin un pic. Da, te rog. Faci ce consider că trebuie să-ți revii. Trebuie să dau energie lui puturos ăsta afară. Faci să râd, Cristina. Lasă că așa ne ridicăm vibrația, da? Stă și mustăcește. Îi spun să ceară lui ăsta contractul, să nu mai stea. Dacă cu furtul ei de energie ajunge până aici, să-i ceară lui contractul. Da. Cine mustăcește? Puturosul? Și spune că eu îți dau, dar este numai o parte din el, să nu-l intereseze. Adică o parte, că e un contract mai vast, Da. că el este numai un reprezentant a unui contract trilateral, îmi spune. Da. Ia să-i cheme și pe ceilalți doi încoace atunci. Pe parteneri. Partea subliminală, nu? Da. Partenerii lui de contract. Surprise, apare Iahve și Buddha. Mai să fie, mă. Așa. Așa, avem trei părți, da? Dar avem trei părți ca trei, cum să spun? Avem trei părți ca trei braze aici. Da. Stau așa înalți în fața noastră, da? Da. S-au făcut, și-au lungit barba până în pământ, nu mai au păr. Aia, culmea. Deci și-au lăsat energiile de puturoșene pe lângă noi. Și eu casc Trebuie așa. să le adunăm, Da. le facem un șurub Da. levitant și să le înfingă în frunte. Da, să-i le trimitem că nu sunt ale Da. no noastre. Sigur că nu le-a identificat fiind ale mele. Da. Bun. Așa, deci s-au făcut niște capuri. Da. Trei capuri mari și s-au împietrit ca să nu mai răspundă la întrebări. Păi nu-i mai Înțelegi? întrebăm nimic, să dea contractele. Toți, acum partea subliminală să fie fermă și să le strige în ureche la fiecare. Da, deci suntem pe muntele Mont Blanc. Acum, înțelegi? Pe Da. vârful Mont Blanc suntem. Da. Dar nu este frig cum să mă așteptam. Da. Și ăstea trei capuri, deci levitează pe o furcă cerească, așa. Da. Și partea subliminală se uită în jos într-un crater, pe Da. unde urmează să fie trimisă la încarnare. Înțelegi tu? Deci Da. este un portal. Privind în sus și privind în jos, este un portal de intrare în lumea terestră. Da. Și acest suflet se pregătește să semneze un contract Tract. trilateral prin care să înțeleagă modul de interferare prin religii, prin trei feluri de religii. Adică să Așa. înțeleagă modul de a trăi, că nu i-au spus ei că o să fie interferată prin religii. Da? Da? Ia Da. uite, așa. Și? Deci vrea ca o experiență. Aha. Vrea că, dar nu i s-au spus toate subpunctele și Da, punctele. da. Deci se, cum să spun, interferarea la acest nivel, explicat între
ea ca partea subliminală și e ca o comisie trilaterală aici. Da. Așa? Deci este faptul că ea o să aibă acea religie Aha. carnată în și Da, în, da. o să fie budist, musulman, creștin și așa mai Acum cât departe. timp Așa. creștină era asta? Acum 2054 de ani a venit ea. N-a venit de mult timp. Da? Dar are trăit o situație similară și prin alte părți. Ah, Înțelegi tu? interes. Deci este cam lungă și cam trasă treaba. Da. Ia să facem un salt împreună. Da, Așa, da. până la primul program de acest gen, unde, oriunde ar fi el. Da. Deci am plecat din Terra. Da. Așa, acum ei sunt bătrâni, stare bătrâni. Capurile se zbătrân. Da. Ieși scofulci, sunt trei bătrâni. Un Da. toiac, deci este o lume stâncoasă. De ce nu văd eu pe planeta asta? Nu văd apă. Da. Este numai piatră și stânci de piatră. Ia informația, cere informația unde, pe ce planetă. Prana capa. Prank. Prank, prank. Da. Ok. Da. Este în gaura lui Pluto. Deci în gaura lui Pluto. Da. Când te uiți în Pluto, știi, te uiți în Pluto Da. și intri într-o parte și... Deci exact de dedesubt este acolo. Știi? Da. Deci este ca un asteroid al lui Pluto, dar nu ascultă după legile lui. Da. Pentru că cumva are o poziție destul de fixă și o orbită joasă spre medie. Ok, cum a ajuns partea subliminală acolo? Deci înainte să ajungă aici, de unde venea? De pe Pluto. De pe Pluto venea? Da. Deci au atras-o de acolo? Da. Au interferat-o de pe Pluto? Era astronaută. Am înțeles. Așa. Astronaut și au vrut să iasă, să Da. studieze de Da. jur împrejur. Și țac, i-a prins. Ăștia. Dar ce au trimis înapoi au fost niște corpuri goale, înțelegi? Niște corpuri a căror esență fugise dinăuntru Da. și controlul corpului era preluat de niște entități. Înțeles. Deci altceva a plecat și altceva a venit. Da. Cristina, partea noastră subliminală, văzând lucrurile astea, ce vrea să facă? Vrea să mai plece în acțiunea asta de astrolog, de Nu. astronom? Nu. Așa, ce spune? Este ceva absurd. Acum știe că nu trebuie să călătorești cu corpul Da. și nici cu nichelul și nici cu materiale, ci trebuie să călătorești cu inima și cu mintea. Așa se călătorește. Și ce spune? Refuză să meargă în Da. călătoria asta? Da, este degradat ca soldat. Da. Acolo este un gen de soldat. S-au făcut antrenamente ca să plece ani de zile. Ca pe pământ, ca pe Terra. Programe, da, și... Auzi, Cristina, dar întreabă partea subliminală sau tu ia informația, același lucru se întâmplă și pe Terra cu astronauții care ies în spațiu? Ce glumă bună! Da, cei care reușesc într-adevăr să iasă, da. Dar sunt cazuri regizate. Da? Este totul filmat că ei se află deja acolo. Înțelegi că deci lumile în jurul nostru sunt stratificate pe diferite niveluri de vibrație. Dacă noi suntem în 3D și cu mintea și cu inima, noi nu vedem prea multe. Da. Nu vedem lumile care se află în nivele energetice mai mari și atunci spunem că acolo nu este nimic. Da. Știu, dar zic astronauții care au ieșit, care merg pe stația orbitală, de exemplu, din jurul de deasupra Terei. Ce avem acum, da? El nu Ăștia. merg.
Nu merg. Nu merg? Nu. Ok. Bine, Cristina. Deci a refuzat, a fost degradată și acum a căzut toată linia energetică, toată linia temporală, da? Cu interferențele cu ăștia Da. trei capuri. Da. Cum se numea acolo, să mai spunem numele de pe Pluto? Mira. Mira. Da, cu egre. Da. Și era, avea sex sau cum sunt acum? Ultima ei încarnare a fost femeia acolo, da. Când am Bine. discutat, cu ea, era o ea. Aha. Bine. Cristina, am încheiat aici. Vă aduc eu înapoi, da? Da. Număr de la 1 la 3, la 3 al meu, sunteți aici și acum. 1, 2, 3! E rău acolo. Da? Da, deci au o coloană de energie, coloana lor de energie nu mai este cum trebuie. Da. Este joasă de vibrație, este rece și joasă, nu-mi place deloc acolo. Ok, vreți să vă refaceți aici? Da. Deschideți un portal luminos, frumos, de vibrație mai înaltă. Da, gata. Sunteți gata. Cristina, uite-te din punct de vedere energetic cum vezi partea noastră subliminală acum. Mai bine oarecum. Are foarte multe emoții și foarte multă frustrare adunată. Hai să curățim, nu? Curățăm acest corpul emoțional să-și adune. Tot îmi arată o scenă de acum 3 vieți, știi? De acum 3 vieți, deci nu știu, s-a născut femeie, Da. da? S-a născut malformată la față. Deci în copilărie s-a născut aproape normală, da? Apoi a început să-i cadă o jumătate de față. Știi? Da. Deci mi-arată că era un experiment și ăsta lor. Aha. Dar a Și căzut și ăsta, nu? Acum, da, experimentul ăsta. Ok. bineînțeles, mi-arată cât a suferit acolo, Da. în acea viață. Spune-i să scoată toată această suferință, toată energia asta. Să o adune. Da. Și toate sentimentele și emoțiile de joasă frecvență care le are. Frustrare, Mânie. mânie, frică. Gata. Le-a aruncat, le-a strâns, le-a luat Da, și le-a da. aruncat în portal. Da. Acum cum este? Cum o vezi? Energetic vorbind, este destul de bine. Da? Nu este perfect, să spunem, deodată refăcută, Da, dar da. este bine. Ok. Acum curățăm și corpul mental, da? Da. Corpul ei mental este un copil mic. Un băiețel. De ce? Așa mi-l arată ea. Da. Corpul ei mental este un băiețel. Da. Iar ea este o fetiță acum. Ca și cum s-ar juca între ei și băiețelul îi dă câte ceva, adică programele, înțelegi? Așa și el le cântărește și le curăță. Parcă sunt, cum să spun, lângă un râușor sau o piscină mică sau un bazin și separă pietre. Pe măsură ce corpul mental îi dă informații părții subliminale, da, Da. are loc acest schimb energetic între ei. De se recunosc, se recite. Da. Da. A terminat. Da. Cristina, trecem să vedem câte ceva din ce nelămurire avea. Da. Imediat. Deci aveam treaba asta cu tatăl. Când a murit tatăl la 11 ani, s-a spânzurat, am văzut, da, care era ce s-a Da. întâmplat.
Care este relația cu tatăl acum? Deci, unde este tatăl acum și dacă să-i transmită informația și să vedem dacă o primești. Da, îi transmite informația. Da? De primite nu o primește, dar trebuie să o prelucreze că știi de unde l-a desprins, da? Da. Era reîncarnat sau nu? Era prins de solicitantă. Da, era prins de solicitant, deci nu s-a reîncarnat. Nu. Ok. Să o prelucreze. După aceea i-a ars casa, bucătăria de ziua mamei. Da. Ce s-a întâmplat acolo? Păi știi ce avea mama pe el? Conexiune comună, da? Da. Da, păi Da. s-au bătut. S-au bătut. Frica de înălțime, apă, foc și de a fi înșelată. Toate sunt, cum să spun, oglinda unei vieți. Fiecare. Ce a pățit printr-o Da. viață, da? Oricum, fricile astea au fost scoase, da? Bineînțeles. Nu s-a căsătorit până acum. Și ce este obligatoriu, bravo ei. Nu este, bravo ei. Este Spunea contract. întrebarea, da. Da, este contract. Se pare că sinele ei divin a împiedicat-o să facă acest pas, asta una, și al doilea am amintit mai devreme că este ceva karmatic. Da. Care este relația cu Sultan, partenerul din această, dacă e relație karmică, am văzut că este, da? Da. Care este relația cu mama, am văzut-o, karmică și cuprinsă de aceleași entități? Da. Care este relația cu unchiul, fratele tatălui Nicolae, care a decedat și el de asemenea? Și unchiul, ai spus că a fost, e prins tot de E aceleași prinsă, da, entități? de Gregor, da. Da? Da. Transmitem informația, da? Și la mamă, și la unchi. Da. Și la Sultan. Da, pe asta l-aș curăța, da. Da, ar trebui curățat, nu? Curățirea casei din București. Asta o să o facem când curăță casa, da? Când Da, trecem da. la curățări. Are dureri de oase. De unde vin asta? Veneau. De la energia pe care o luau prin acele egregori de la Da, început. da. Vrea să facă și curățirea casei de acolo de unde stă. Care e misiunea în această viață, dacă are? Curățirea la casă o facem la urmă, da? Da. Misiunea din această viață era de a dormi la loc, dar ea s-a trezit. Am înțeles. Probleme financiare, deci să și curețe canalul abundenței. Da. Ne face ca o pernă lungă, ea. Da. Și aurie, o face pe deasupra. Și se duce tocmai pe partea aia și se vine înapoi. De sus în jos. Sau cum? Da. Da. Așa. L-a deschis. Da. L-a deschis, l-a desfundat, s-a scăldat în el. Da. Ok. Vrei și tu? Ți-am citit că Cine? vrei și tu să te duci acolo în abundență, Eu? în nos, da. De mine zici? Da. Da. Păi Eu ia, și eu. hai, ia, hai și tu o baie. Ha. Tu mergi circular, așa. Gata. Ok. Cristina, deci curățirile corpurilor le-a făcut. Da. Să-și curețe locația din București și apoi cea de unde locuiește. Da. Și noi să ne curățim și noi, da? Da. Gata. Și eu.
Are ceva să transmită partea subliminală, părții fizice? Să nu se mai lase dominată prea mult de alții, sub niciun pretext. Da. Și să-și afrul vieții în propriile ei mâini. Asta e tot? Da. Ok, Cristina, am încheiat. Te pregătești să intri, da? Da. Încep să număr. 1. Te deconectezi de tot și toate. 2. Corpul tău își reprinde energia lui proprie. Se relaxează. Se umple cu cele mai înalte vibrații. 3. Ai o senzație de bucurie, de bine, de voioșie. 4. Ești din ce în ce mai ușoară și mai relaxată. 5. Deschide ochii, Cristina.